Nu există secrete în Paris, îmi tot spunea Schiap. În cabinele de probă ale saloanelor și ale buticurilor, femeile se confesau mai mult decât în fața preoților, iar unele dintre ele știau totul despre toată lumea. Șoferii șoptesc menajerilor, vânzătorii de legume povestesc bucătarilor, secretarele și recepționistele repetă bârfa auzită la cafea. Și tot așa, mereu, roată, în cerc. Știu că ești obsedat de intimitate și de siguranța datelor. Nici în prima jumătate a secolului discreția nu era punctul forte al lumii mondene. În volumul Rivalele, Coco Chanel și Elsa Schiaparelli, Jane Mackin spune povestea luptei pentru titlul de cea mai inspirată și cea mai influentă creatoare de modă din Franța. Poate știi și tu cine miza pe ținutele clasice și elegante și cine pe cele nonconformiste. Sau poate afli acum. Hainele sunt alchimie sunt piatra filosofală, ar fi spus prietena mea, schiap.